Interceptările SRI vor putea fi folosite din nou ca probe în dosarele penale. În replică, Forța Dreptei a transmis că va ataca la CCR proiectul de lege, spunând că este, citez, un abuz la comanda serviciilor în ceea ce privește drepturile cetățenilor români în justiție. Și vorbim despre această schimbare propusă în Parlament cu Ludovic Orban, fostul premier Ludovic Orban. Bună ziua! Bună ziua! Ce se va întâmpla cu acest proiect? Din păcate, din cauza modului penibil în care s-a derulat procedura de adoptare a modificărilor la codul penal, aproape a scăpat atenției opiniei publice dezbaterea la codul de procedură penală. În cadrul modificărilor legislative propuse de guvern și adoptate de majoritatea PSD, PNL, UDMR, s-a strecurat un articol prin care înregistrările făcute de servicii pot deveni probe în dosarele penale. Mai precis, acest articol reintroduce, în special Serviciul Român de Informații, în ceea ce directorul Direcției Juridice al SRI din perioada Maior Coldea denumea câmpul tactic. Practic, pentru o categorie foarte largă de infracțiuni, de la infracțiuni de evaziune fiscală până la infracțiuni de corupție, de la infracțiuni inclusiv viol, până la alte infracțiuni care practic nu au niciun fel de legătură directă cu siguranța națională, SRI poate să facă înregistrări și aceste înregistrări pot fi folosite ca probe în cursul proceselor penale. Aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru că nu este singurul, să spun, mijloc de restaurare a unei puteri lărgite a serviciilor de informații. Legea privind securitatea cibernetică, care a fost impusă tot de actuala majoritate, deși noi am atacat-o la Curtea Constituțională, de data asta Curtea Constituțională a considerat-o ca fiind constituțională, deși este vădit neconstituțională pentru că pune în pericol drepturi și libertăți individuale fundamentale. De asemenea, iarăși a scăpat atenției opiniei publice adoptarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului în Parlament cu privire la realizarea cloud-ului guvernamental. Conform acestei ordonanțe de urgență, nimic nu se face în materie de cloud guvernamental decât cu acordul SRI și al STS. Practic, inclusiv comunicarea publică cu privire la cloud-ul guvernamental, informațiile publice date de cloud-ul guvernamental, modul de realizare efectivă a cloud-ului guvernamental, toate se fac cu consultarea, cu acordul SRI și al STS. Să nu uităm și de legile siguranței naționale pe care coaliția a vrut să le treacă pe repede înainte, în perioada vacanței parlamentare, dar care, din fericire, au fost oprite și coaliția nu a reușit să impună aceste legi care ar fi reprezentat o catastrofă pentru democrația din România. Vă spun sincer că mi se pare că ceea ce se întâmplă este clar un pericol la adresa democrației. O restaurare a unei puteri nefirești a serviciilor care riscă să afecteze grav drepturi și libertăți individuale. Noi am anunțat că vom ataca la Curtea Constituțională această prevedere, care de altfel, dacă vă aduceți aminte, a mai făcut obiectul unor judecăți la Curtea Constituțională, în care Curtea Constituțională practic a considerat neconstituțională implicarea serviciilor, realizarea de interceptări de către servicii,
protocoalele care au existat între SRI și zona de parchete și practic s-a exprimat cu privire la neconstituționalitatea implicării serviciilor de informații în actul de justiție. Lucrurile sunt grave și trag din nou un semnal de alarmă, pentru că mi se pare că încetul cu încetul această guvernare se transformă într-o guvernare nedemocratică, într-o guvernare care de fapt nu face altceva decât să fie o guvernare cu epoleți, o guvernare a zonei militare, o guvernare care nu are nimic de a face cu libertatea, cu valorile fundamentale ale democrațiilor liberale occidentale.